prompterul te încurcă sau te ajută? Cum stăm când vine vorba de asta? Mă ajută de fiecare dată, dar având în vedere că am prezentat multe emisiuni până să ajung să-mi îndeplinesc visul suprem, se mai întâmplă uneori, cum este firesc de altfel, căci suntem oameni, nu roboți, deși prompterul să mai pice, iar atunci când pică mă descurc. Nu s-a simțit niciodată, cel puțin acasă, n-am primit niciun mesaj. Nu s-a întâmplat de foarte multe ori, dar când s-a întâmplat, a fost bine. Ai vreun ritual înainte de a intra în direct? Nu, de multe ori fac semnul crucii, eu sunt un om credincios și spun rugăciuni des, n-am un ritual, stau de vorbă cu colegii, îmi face plăcere să știi că am fost foarte frumos întâmpinată. Bine, asta mi s-a întâmplat de fiecare dată în familia noastră, în Canal D, dar colegii sunt foarte drăguți, de fiecare dată mă încurajează. Țin minte că s-a întâmplat odată la final de jurnal. Uite, dacă vrei, la final de jurnal am un ritual în sensul în care rog regizorul de butoane să-mi spună când să plec. Am și o problemă, când să plec? Știi că la noi e cu intrare și plecare. Și se amuză toată lumea și la un moment dat a fost atât de drăguț, într-o zi oarecare, nici măcar nu era ziua mea sau vreo sărbătoare anume, am ieșit în aplauzele colegilor, ceea ce pentru mine însemna foarte mult. Mă încurajează de fiecare dată. Zi-mi dacă ai și o superstiție. Ce nu faci pentru că ai impresia că o să-ți aducă ghinion chiar și când ești în direct? De ce nu? Nu țin lângă mine oamenii pe care consider eu că nu trebuie să-i țin și care îmi dau o energie rea. Iar în ultima vreme am foarte mare grijă la persoanele cărora le permit să facă parte din grupul meu de prieteni apropiați, chiar și cunoștințe. Deci asta cumva te ferești de energiile negative, vampiri energetici, orice persoană care poate să creadă altceva decât zice despre tine. Cam așa ceva, cam așa ceva, da.